șantierul de lângă Lido. Pe Timișoara a ieșit din groapa de fundație. Dar muncitorii tot neprotejați lucrează. În văzul lumii, în văzul inspecției muncii, în văzul poliției și ce alte organe ar mai trebui să vegheze. Deci dacă ei încalcă regulile de securitate a muncii în halul ăsta, vă dați seama cum respectă ei regulile de construcție, standardele de construcție. Crede cineva că studiază cum prevede legea, că toarnă betonul de care trebuie, conform proiectului? Eu mă îndoiesc. Mă s-ar bine ca o bocanci. Da mănuși, da cască, da mască, niciunul. Probabil așa vor lucra și până la înălțimi mari, foarte mari. Și când vreunul dintre ei o să dea cu capul în bară sau cu cărămida în cap, o să ceară ajutor de la stat. Sau să pretindă să fie tratat pe bani publici. Numai în margine acolo e unul cu casca. Numărul 6. Sau poate observat că e filmat. Și dincoace unul își pune mănușele. Ceilalți nu-ți pot scobi în nas cu mănușe. Românica, țară tristă. Vrem o țară ca afară, dar cu apucături ceaușiste. Strada romancierilor. Șantier neizolat. Muncitori neprotejați. Se întâmplă în drumul taberei, sector 6, București. Izolare termică a blocului. Cam toate lucrările s-au făcut așa. O, cât poluare. Colț cu strada Nera. Aceiași antreprenori lucrează în zona asta la mai multe locuri și comportamentul mereu e același. Izolează doar înspre strada principală ca să vadă eventuale inspecții că au grijă, dar altfel poluează cu plastic din ăsta care se mărunțește și ajunge în praf și cu praf în plămânii noștri. Poluează non-stop. Bine, aici încă n-au băgat schelă. În schimb, au tonele de plastic depozitat. Cum putem noi compromite orice proiect, orice activitate, putem să o facem periculos și de mântuială. Când am putea să respectăm norme în vigoare, drepturi și să evităm poluare și accidente, dacă ne-ar păsa. Dar lor le se pare că muncitorii nu o spățească nimic, trecătorii nu zic nimic și ia uitați-vă ce avem aici. Și gardul ăsta așa trebuie să
fluturi în bătaia vântului, cât tot trotuar. În schimb, poporul e obsedat de sataniști și acolo mesaje rasiste. Trăim rău din cauza străinilor, din cauza minoritarilor, nu pentru că suntem noi nesimțiți și nu ne pasă de lege. Uite cum stă plasticul în copac. Am făcut un tur de bloc și v-am arătat fața hidoasă învelopării. Au muncitori la ce înălțime lucrează. Și nici unul n-are cască. Instrumentele astea lor poate scadă și peste oameni. Nu? S-au găleat acum material. Ups, cum se atinge. Ce pericol, vai de capul meu. Cum ridică ei betonul. Mortarul sau ce ridică ei acolo. Dacă autoritățile sunt ocupate cu altceva,